Cu această tehnologie putem vindeca mari într-un timp foarte, foarte scurt și cu eforturi financiare pentru instituțiile medicale foarte mici. La fel de bine putem uh, aborda și trata pacienții suferinți de artroză. Avem posibilitatea de a înfrumuseța uh, chipul timișorencelor, pentru că aplicațiile sunt multiple, sunt inclusiv uh, la nivelul rejuvenării faciale. Sau de ce nu, dacă este să vorbim despre alopecie. Deci, această tehnologie despre care voi oferi detalii în cursul prezentării mele merge ca aplicații de la Subiecte grave amenințatoare de viață, cum ziceam mariar și picior diabetic, până la componenta aceasta de frumusețe sau de viață mai bună. Este o tehnologie care a fost lansată în București, și iată că cu ajutorul Camerilor de Comerț vine către Timișoara și va fi pusă la dispoziția personalului medical de aici. Ea a fost lansată în București în 2019. Luna decembrie, și de atunci a fost îmbrățișată de multe clinici private, inclusiv de stat. Primul spital mare de stat a fost Spitalul Municipal, Spitalul Universitar de Urgență București, unde, tocmai ziceam de mare ars, în 2019, în august, dacă nu mă înșel, a fost tratat acest pacient care a fost externat în doar 22 de zile cu plaga, plăgile adjunse la nivel de arsură solară, așa ca să, să nu clasific medical, mai simplu de imaginat, de la arsură de gradul 3-4 la o arsură de gradul 1, cum sunt cele pe care le pățim atunci când stăm prea mult la soare. Iar din perspectiva penetrării în România, sunt clinici de pe întregul cuprins al țării. Singura limitare pe care o, o pune producătorul, care este de sorginte italiană, este ca. Clinica în care uh, tehnologia este utilizată să îndeplinească anumite cerințe de performanță, dotare și de calitate. Și de aceea uh, extinderea la nivel național se face treptat și uh, păstrând niște pași pe, și niște criterii pe care le urmărim. Dar sunt convins că Timișoara, la cum o cunosc eu și o cunosc de ani de zile, are numeroase clinici care vor corespunde și vor putea îmbrățișa tehnologia și să o ofere. Timișoareinilor? Este o tehnologie? Răspunsul este cel mai simplu este nu. Este mai eficientă financiar decât alte tehnologii. Dacă este doar să ne uităm la partea de îngrijire intraspitalicească, costurile cu un mare ars iar pentru că asta este un, un caz extrem și știm că din nefericire avem parte de așa ceva în România, poate să ajungă să se înjumătățească folosind tehnologia Regenera. Iar dacă este să ne uităm la artroză, costul total al tratamentului ajunge să fie tot către jumătate, punând la socotară toate terapiile și intervențiile pe care un pacient artrozic le urmărește sau le apelează la ele în decurs de, nu știu, 2-3 ani. Aici vorbim de o singură administrare de celule progenitorii, că asta administram, asta izolăm și asta administram deci costul ajunge să fie infim, lăsând ne mai pun la socoteală stresul, deschiderea articulației și toată manopera medicală prin care ar trebui să treacă pacientul de mai multe ori. În cazul nostru, tehnologia regenerală permite intervenția o singură dată. Beneficiem de inițiativa Camerelor de Comerț, astfel încât acestea au făcut pentru noi demersul de a anunța și a invita reprezentanții ai mediului spitalicesc și al mediului privat medical astfel încât în momentele care urmează vom avea parte de un dialog cu cei care sunt relevanți în piața din Timișoara.